Bună dimineața! Am plecat spre Ucraina. Prima oprire este la un peco. Ei vor să cumpere ceva apă minerală. Au zis că este cea mai bună apă minerală pe care au băut-o vreodată și vor să cumpere mai mult, să ducă la ceva prieteni prin Ucraina. Asta este mașina. O conduc eu până la vamă. M-au lăsat pe mine. Au zis că eu știu mai bine drumurile. După graniță o să conducă Alex. Este un Audi A6 cu motor pe benzină, foarte puternic, merge extraordinar de bine. Începe aventura. Drumul este foarte bun, spectaculos chiar. Suntem în munții Dobrogei. Ia uitați ce răsărit de soare superb. Ne îndreptăm către vama de la Ismail. Foarte puține mașini pe drum, asfaltul bun, este o plăcere să conduci. O să mergem și cu bacul, e prima dată când ajung în această zonă, dar îmi place foarte, foarte mult. Am văzut multe locuri de picnic, de barbecue, superb drumul. Mai avem cam 70 de km până la vamă, dar până atunci o să trecem și cu bacul. Ținem legătura. Am ajuns și la vamă, se pare că după vamă este feribotul. Văd două sau trei mașini în față, haideți să vedem cum trecem. Se pare că suntem printre primii ajunși. Bacul încă nu s-a deschis, mergem acum să cumpărăm bilete. Hai să vedem cât costă. Biletul pentru feribot BAC a costat 3 persoane și mașina 115 lei, dar primul feribot este la ora 9. Mai avem de așteptat aproape 2 ore. Of, 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 of. Măcar este o zi frumoasă. Era să pățim necazul. La vamă, angajații, vameșii, ne-au zis să deschidem portbagajul. Portbagajul până acum s-a deschis în bune condiții, și din cheie, și de la buton, de la interior. E, acum portbagajul nu s-a mai deschis. Ne-a închinuit jumătate de oră să deschidem portbagajul. În niciun fel, nicio șansă. Am blocat traficul, lumea ne claxona. Prietenul meu, Alex, se roșise la față, nu știam ce să mai facem. Trebuia să ne întoarcem înapoi, dacă nu puteam să deschidem portbagajul să ne controleze bagajele, trebuia să ne întoarcem înapoi. Noroc că mi-am adus și aminte că în portbagaj, ca sistem de siguranță, este o clapetă care pentru, dacă închizi pe cineva în portbagaj, să poată să deschidă de acolo. Am lăsat bancheta jos, Alex nu știa de acea clapetă, am lăsat bancheta jos, am scos bagajele pe locurile din spate, m-am băgat, m-am murdărit și am deschis portbagajul. Acum, ca să avem portbagaj automat, am cerut de la un tir, o sârmă, am legat-o de acea clapetă din portbagaj și aici pe în spate și din față, acum când ajungem la ucraineni, doar tragem de acea sârmă și deschide portbagajul. Alex a minunat că a zis că sunt inginer. A fost o soluție bună de moment, altfel trebuia să ne întoarcem. Ne-am urcat pe bac. În curând ajungem la Ismail, prima localitate din Ucraina. La noi este Isaccea, la ei este Ismail. Uitați și pe Alex. Ca și o glumă, mi-a zis că era atât de disperat că nu poate să deschidă portbagajul, trebuia să ne întoarcem la Constanța, să mergem la un servis. A zis că dacă ceream 500 de euro, îmi dădea fără probleme. Bine că am rezolvat. Și ținem legătura. Am plecat. Cred că în 10 minute ajungem pe partea cealaltă a Dunării, la Ismail.
două nave turcești care încarcă cereale. Și în 10 minute am ajuns pe partea cealaltă a Dunării. Am ajuns și la vama ucraineană. Să vedem acum trecem, cât stăm, la ce ne controlează. Văd deja un militar. Haideți să vedem. Stăm cam de 20 de minute și nu s-a mișcat nici măcar o mașină. Cred că o să așteptăm ceva aici. În vama la Ucraina. Am trecut de vamă după două ore mari peripeții. Au fost trei controle la bagaje și o percheziție. Ne-au verificat, ne-au desfăcut toate bagajele, au desfăcut capacele la machiaje. Eu aveam o carte, mi-a scuturat bine cartea. Ne-au verificat în poșete, cu lanterna în fiecare orificiu al mașinii. Și ce credeți? Eu, ca să mă apăr, fiind aici război, am luat și un spray paralizant, spray din acela cu piper, dar e vechi, nu știu dacă mai funcționează. Și îmi găsește vameșul spray-ul. Și a început problem. N-am vrut să mă mai lase să trec. Era situația îngrozitoare, nu știu ce să mai facem. Și Angela le-a zis că am venit să văd cum trăiesc soldații ucraineni și cât sunt de patrioți. Și atunci asta a fost impresionat soldatul de la vamă și m-a lăsat să trec, dar cu mari peripeții. Deci e a doua oară pe ziua de azi când era să ne întoarcem. Of. Arunc acum și spray cu piper, că nu-mi trebuie, o sigur nu folosește la nimic. Mai avem cam 240 de kilometri. Asta o să facem în 3 ore 40. Este foarte aglomerat, este plin de tiruri. Din 20 în 20 de kilometri sunt patrule militare care te opresc, îți cer pașaportul, te întreabă de unde vii, unde te duci. Înarmați bine de tot. Până acum nimic deosebit, n-am văzut niciun semn al războiului. Eu mă tot gândesc cât de să nu zic, stupid a fost din partea mea să iau acel spray. Eu am văzut că verifică gentuțele bine de tot și când eram ultimul, când să-mi verifice și mie gentuța, eu l-am băgat în buzunar. Gentuța a fost ok, îți verifică portofelul, îți deschide fiecare filă din portofel, fiecare card, îl scoate, se uită, îl analizează, incredibil. Eu băgasem spray-ul în buzunar, un spray vechi, nu știu dacă mai funcționează. Și după aia percheziție corporală și mi l-a găsit. Ferească Dumnezeu, era să rămână în vamă la ucraineni. Bine că a fost inspirată doamna și a spus că vrea să văd cum trăiesc soldații ucraineni, patriotismul lor. Uitați ce aglomerat este. Acum nu sunt bombe, nu sunt rachete, nu-i nimic. Este totul super. Ok. Am intrat într-un Peco. Să știți că prețurile în Peco sunt cel puțin la jumătate de preț față de noi. Cel puțin. Am văzut coniac bun cu 30 de lei, 40 de lei. Uitați, o sticlă de Nemirov, care este o vodcă foarte bună, este 150 de grivne, împărțiți la 8. Un leu este 8 grivne. Deci este incredibil de ieftin. Și asta în Peco, uitați. Pe o pungă de chipsuri și pe un expreso grozav am dat cam 5 lei. Iar benzina cea mai scumpă la ei este 4,9, vine vreo 6,2 lei. Este asemănător cu prețul de la noi din țară. Dar benzina cea mai bună este de 95, de 92 și de 95. La noi este 95 și 100.
Până acum, totul normal. Satele seamănă cu cele din România. Până acum nu am văzut nimic deosebit care să indice că este război. Din când în când, cam la 20 de kilometri, sunt cam ca niște mici fortărețe camuflate și ceva X-uri din acele opritoare pentru tancuri și tranșee săpate. Asta este singurul indiciu că s-ar întâmpla ceva. Deci, până acum, totul în regulă. Drumul este aglomerat, dar foarte bun, fără gropi. Sate ca la noi, sate normale. Am fost iar opriți. S-au verificat pașapoartele, de unde venim, unde mergem și ne-au verificat și bagajele militare. Dar ce aglomerat este. Foarte, foarte aglomerat. Aici, în stânga, era granița cu Moldova. În stânga o luai către Chișinău și în față către Odessa. Mai avem 54 de kilometri, dar se circulă destul de greu. Mai trecut de un control. La fiecare control îți dă câte un bilețel pe care îl predai la următorul control. Acolo îți dă alt bilețel, deci tu nu poți să treci dacă nu ai bilețelul anterior. Interesant. Aici este un râu mare, dar nu știu cum se numește. Și am văzut multe căbănuțe pentru pescuit. Vin oamenii și pescuesc. Pe câmp, dacă vedeți, sunt multe tranșee săpate, foarte adânc, și vezi câte o sobiță care fumegă. Nu știu dacă telefonul surprinde, dar sunt foarte, foarte multe tranșee săpate. Și sunt militari acolo. Treizeci de kilometri mai avem până la Odessa. 9 grade, vremea este frumoasă, abia aștept. Am ajuns și în Odessa. Ia uitați ce biserică frumoasă. Așa design de biserică nu am mai văzut. Este absolut deosebită. Și să știți că pe stradă nu prea vezi mașini așa scumpe. Oamenii cu mașini scumpe sunt plecați din țară. Sunt mașini amărâte, mașini normale pe străzi. La noi vezi numai jeep-uri, numai scumpeturi. Building, еще и как сказать, не засели он. Aici este un cartier nou și noi prima dată o să mergem să cumpărăm ceva de la alimentară. Arată foarte bine. Înțeles că este făcut de turci. Dar este foarte safe. Uitați, arată bine. Blocuri mari, moderne, frumoase. Am ajuns și la un magazin, mi-a zis că nu este foarte mare, dar mi-e place cum arată deocamdată pe aici tot.
Hai să intrăm și la interior să vedem ce prețuri au. Rozetca. Am ajuns și la un magazin alimentar. Totul împărțit la 8, cam așa. Azi termin și eu cu medicamentele. Poate bem și un Nemirov. O să închid că este muzică. Aici poți să-ți comanzi pizza, salate câte vrei. Ia uitați aici, mâncare gătită. Wow, ce burgeri! Pui, copane de pui. Wow, somon. Piftele, șașlic. Mama mia, uitați cum arată. Nu mai gătește aici. Vii și cumperi, gata, a făcut totul. Asta e extraordinar de bine. Produse de patiserie. Uitați ce, cum arată pâine. Wow. Nici nu știu ce să cumpăr de aici. Foarte, foarte multe sortimente. Și mi-au zis că ăsta este un magazin mic. Sper să nu intre pe YouTube-ul de la muzică. Ia uitați ce pe aici. Mama mia, mama mia, dacă am văzut vreodată așa ceva. Câtă mâncare bună și ce bine arată. Aici suntem la raionul cu pește. Afumat, marinat, bețișoare, uscat. Icre negre. Ca uitați câte feluri de pește gătit. În toate felurile, scoici. Aici pește proaspăt, creveți. 73 împărțit la 8. Faceți bine să cătă la. Și hai să ne uităm și la carne. Aia va fi și un curiță, slăninuță. Cotlete. Mama mia, ce e aici. Uitați câte feluri de carne. Pui, curcan, organe. Nici nu mai știu unde să filmez. Sunt imensi acești creveți. Am plecat de la magazin. Au cumpărat vreo două pungi de la mari de rafie pline cu de toate și totul a costat cam 210 ron în banii noștri. La noi cred că costa de 3 ori mai mult, cel puțin.
ne mutăm în Ucraina. Am ajuns și acasă la Alex. Porțile s-au deschis. Este un cartier cu vile foarte cochete, foarte frumoase, aproape similare. Haideți să vedem. Am intrat și în casă. Ia uitați cum arată. Aici pe stânga este camera mea. Am baie aici în dreapta. Eu o să stea sus. Aici este bucătăria. Este superb. Aici livingul. Arată totul foarte, foarte bine. Asta este camera mea. Foarte mare. Am televizor, am tot ce-mi trebuie. Patul este, pare o canapea, dar este imens. Cred că are 1,80 m și lățime. Am aici și câțiva prieteni să-mi țină de urât în locul pisicilor mele. Uite și curtea. Foarte frumos. Am ieșit puțin și pe afară și aici, ia uitați, dar este acoperită și o piscină. It's electric? Nu. No? Manual? Nu, uh-huh. Frumoasă casa. Și cam toate sunt la fel, puțin diferite la exterior. Vara cred că este extraordinar să stai aici în piscină. Uitați. Foarte frumos. Uitați cum v-am zis, toate casele sunt la fel, sunt cam 50 de case, dar doar fațadele sunt puțin diferite. Și ce și-a mai făcut omul prin curte? Și l-am întrebat pe Alex cât costă așa o casă și mi-a zis că 870.000 de dolari. Nu e casa lor, este casa cumnatei lui Alex, sora Angelei, care nu stă aici. Frumoasă casă, perfectă. Rectific, o mare greșeală. Casa costă 87.000 de dolari, nu 870.000. Este incredibil. Și cică pe stradă mai sunt două de vânzare. Nu pot să cred. 87.000 de dolari, la noi nu-ți cumperi niciun apartament amărât cu două camere. Și e mare, nu știu dacă vă dați seama, dar e mare. Sunt vreo 4 dormitoare, vreo 3 băi, dressing mare, nu v-am arătat. Birou, sunt multe, multe, multe. Aici am văzut un generator care pornește automat. Am înțeles că în fiecare zi o să avem pană de curent. Ia uitați. Și ăsta pornește automat și pe noi nu ne interesează, nici nu-l auzim. E foarte silențios, foarte puternic. Tot ce trebuie. Eu sunt convins, mă mut în Ucraina, în Odessa mă mut. Deci casa vine exact cum o vedeți, cu lustre, cu decorativă. Haideți să vă arăt și baia. Doar mobila trebuie să ți-o aduci. La 87.000 de dolari. Nu, haideți să vă arăt și baia cum arată. Una dintre ele. Este imensă. Așa de spat, uscător, chiuvetă. Bacheu, bideu, jacuzzi. Sunt aici la chimicale. Poți să te otrăvești lejer cu atâtea. Eu acum nu înțeleg de ce nu locuiesc aici, dacă casa asta este goală. De ce nu locuiesc ei aici? Ciudat. Angela a început să pregătească masa. Prima dată, ia uitați, asta am făcut-o și eu, soleancă. Este acea ciorbă rusească, moldovenească, văd că și în Ucraina este foarte populară.
Bine, Angela a început să pună pe masă, cred că nu se oprește jumătate de oră, a făcut și o salată. Și... Ah, ne-am pus și câte un pahar de Nemirov. Să treacă răceala complet. Abia aștept să gust. Alex mi-a zis că pe vapor el are angajații din Filipine și că de la ei a învățat să mănânce iute. Și am văzut că el a pus tabasco în ciorbă și în soleancă. Am pus și eu și este extraordinară la gust. Uitați, cu de toate, cu salam, carne de nu știu câte feluri, parizer, cârnat, măsline, castravete acru, de toate, de toate. Este extraordinară și foarte sățioasă. După acea ciorbă copioasă, am pus puțin pește. Avem aici și pui fript și salată, a făcut Angela, atât totul e extraordinar, dar eu am vorbit loc din comandant cu Alex și l-am întrebat populația din Crimea ar vrea să se întoarcă în Ucraina sau să rămână în Rusia și mi-a zis că 80-90% din populație vor să stea sub Rusia. Pentru că au dublu pașaport, au și pașaport ucrainean și pașaport rusesc și asta este pentru ei foarte, foarte mult. Mi-a mai povestit că 60% din guvernul lui Zelenski, deputați, senatori, cei din guvern, la fel, au pașaport rusesc și cam ce vedem noi la televizor este mare păcăleală cumva. Războiul este, într-adevăr, dar sunt multe lucruri denaturate sau cel puțin așa zice el. Acum, eu nu vreau să trag concluzii, poate nici dumneavoastră nu ar trebui să trageți concluzii și să sperăm că războiul se termină cât mai repede. Alex mi-a dat și un sos foarte, foarte bun, se numește Agica. Este, eu am avut un borcan mare din Republica Moldova, nu mai am acum. Nu este iute, este, nu știu, din legume, e foarte, foarte gustos, e făcut în casă. Mergeți cu un pahar de vodcă, pace, sănătate! Alex mi-a zis că sâmbătă putem merge la un bazar în Odessa, unde putem degusta multe, multe feluri de mâncare gratis, iar acesta este cel mai mare vlogger de mâncare din Ucraina. Uitați-l. Și acum urmează să meargă în acel bazar. El a vrut să-mi arate ce o să vedem noi acolo și ce o să găsim, dar eu vreau neapărat să mergem. Nu o să filmez cine arată domnul, dar sâmbătă vreau neapărat să merg la bazarul acesta cu mâncare, pentru că este imens. Ia să vedem. A, mai vorbește? Hai. A, uite. O să merg și eu acolo. Încă o chestie mega interesantă pe care noi nu o spunem sau nu o vedem. Alex, să știți că nu este prorost, din contră. Uitați în Mariupol. A început să se reconstruiască. Am înțeles că 10-15% din Mariupol este deja reconstruit, dar nu de ucrainieni, de ruși. Asta mi se pare foarte interesant. Ia uitați. Clădiri refăcute. Mi-a arătat pe YouTube o grămadă de exemple reconstruite de ruși. Foarte interesant. Uitați, deja în Mariupol sunt astea blocuri noi făcute de ruși.
în care oamenii s-au mutat. Bine, în acea zonă majoritatea sunt pro-ruși, dar uitați, blocurile astea noi nu le arată nimeni. Acum eu nu vreau să fac politică, dar sunt chestii care noi nu le vedem. Pe mine să nu mă judecați ce vă arăt. În România nu o să vedeți asta. This is the nice one. Built almost already 100 by Russian. Yes, but this one. Yeah. New buildings. Yes. Uitați. Sunt drumuri noi făcute, cartiere întregi noi făcute pentru populația din Mariupol. Asta nu o vedem noi la știri niciodată, la niciun fel de știre din România sau Europa. Uitați, pe YouTube, cartiere întregi refăcute de ruși. Îmi cer scuze pentru calitatea filmărilor de astăzi. Am observat și eu că filmarea cam tremură, dar n-am folosit stabilizatorul, iar mai ales prin magazine și pe stradă aici nu e bine să fii, nu știu, să ieși în evidență. Așa că când o să pot o să-l folosesc. Uitați ce apus de soare, superb. Și încă o informație interesantă, între 23 seara și 6 dimineața nu ai voie să ieși pe stradă. Dacă ai ieșit pe stradă, este poliție, este armata și dacă încerci să și fugi, se trage pe tine. Dar, na, până acum n-au tras nimeni. Te cheamă, îți dă o amendă destul de mare, dar până acum n-au tras nimeni. Dar este posibil și posibilitatea asta. Nu termin aici videoclipul, dar de mâine o să încerc să folosesc stabilizatorul să facem filmări mai calitative. Îmi cer scuze pentru calitatea acestui clip de astăzi. Sunt multe informații interesante care le-am aflat de la Alex, stând de vorbă cu el acum, la un pahar de vodcă. Na, avem de povestit, avem de filmat. Ține legătura. Ne suntem aici într-un cartier la marginea Odesei, dar sunt 5 minute până în centru. Uitați ce a pus frumos. Și undeva sus deja se vede și luna. Foarte tare. Câtă liniște. A, și încă ceva, dacă este cineva interesat, casa aceasta se vinde cu 87.000, cu tot cu mobilă și tot ce ați văzut înăuntru. Piscină, televizoare, electronice, tot. Este incredibil. Alex mi-a adus ceva. Astea sunt roșii murate. Eu am mâncat în Republica Moldova așa, sunt făcute de cumnata lui și a zis că după ce bem un pahar de vodcă este ok să mâncăm și câte o roșie de asta murată. Mama mia, asta e făcută în water and salt. Yes, water and salt. Yes. And also the garlic. Garlic and vinegar. Yes. It's vinegar here. But it's the little one. Oh, okay, I understand. O să bem vodcă de acum și o să mâncăm roșii murate. Asta da viața. Și este o liniște aici. Nici vorbă de atacuri aeriene, de bombe, de rachete. Nu există așa ceva. Războiul și în altă parte, dar deocamdată aici eu nu-l văd. Mai căutăm.
închid aici acest videoclip. Noi suntem destul de obosiți. Am plecat la 5 dimineața, am făcut cam 9 ore jumate, 10 pe drum, dar 2 ore le-am petrecut la feribot, 2 ore la vamă din cauza mea, cu acel spray. Na, noi o să mai stăm, nu ne culcăm acum, dar vreau să vă arăt acum ceva foarte, foarte ciudat, nici Alex n-a mai văzut. Uitați ceva pe cer, sunt ca două luminițe care înaintează, vin spre noi, așa că le vedeți. Uitați, nu sunt stele, stelele încă n-au apărut, este încă lumina afară, uitați. Vin spre noi, foarte, foarte ciudat. Sunt foarte luminoase, nu știu dacă telefonul surprinde. Dacă supraviețuim până mâine, eu o să vă spun. Mâine ne revedem. Vă spun dacă este război aici. Eu nu prea am văzut deloc. Sau n-am văzut oameni să se teamă. Măi, luminițele astea vin spre noi. Ce-o fi? Rachetă, bombă, ce-o fi? Ne vedem mâine și nu uitați, ține legătura de la Odessa.